Proiectul acesta a fost înaintat, spuneți dumneavoastră, pe furiș. Eu nu știu cât e pe furiș transmis acest proiect. În opinia mea, probabil este unul dintre cele mai dezbătute proiecte de acte normative. Exprim speranța faptului că guvernul va aproba, cu sau fără modificări, după care îl vom trimite în Parlament pentru dezbateri și pentru găsirea celor mai bune soluții, în măsura în care cele propuse de noi se va dovedi că nu sunt cele mai bune. Prin urmare, convingerea mea, pe baza celor sintetic prezentate, este aceea că proiectul de lege a fost foarte, foarte dezbătut, a parcurs toate etapele de avizare, de consultare, de transparență decizională, iar ce am făcut în 23 august, practic, și aici vă rog să fiți de acord și dacă nu sunteți, tehnica legislativă ne spune că așa stau lucrurile, practic am prezentat principalele direcții de modificare pe care le-am pus în dezbatere publică, primesc zilnic puncte de vedere de la oameni care n-au nicio legătură sau care lucrează în justiție cine știe unde, vom da forma finală așadar, trimitem la guvern, trimitem la Parlament și dumneavoastră veți putea exprima soluțiile cele mai bune. Oricum veți reține la dezbateri parlamentare, foarte multele modificări sunt dintre cele transmise de către CSM, de asociațiile profesionale, de tot corpul de specialitate și cu o referință expresă, mă refer la legea 317 privind organizarea și funcționarea CSM-ului, care are prevederi de ordin tehnic, de organizare, de promovare, de revocare, de votare, de sancționare, de suspendare și tot ce e acolo, propuneri pe care în mare, mare parte le-am reținut în conținutul primit de către CSM, de la CSM, pentru că dânsii sunt cei mai în măsură să-și cunoască nevoia de bună organizare, nevoia de bună administrare, nevoia și pârghile de asigurare a independenței justiției. Prin urmare, și trec la un alt punct, reținem că inițiativa a venit din sistemul ăsta judiciar, din putere și nu dintr-un sistem, cum am auzit adineauri, paralel sau în spațiu public. Deci inițiativa a venit de la puterea, de la garantul independenței. De trei ori am făcut acest du-te-vino între inițiator CSM, Ministerul Justiției, Societate Civilă, Asociații Profesionale. Căutăm forma cea mai bună și o veți primi spre dezbatere. Cu o precizare suplimentară, proiectul va căpăta forma finală pe care îl prezentăm la guvern după ce primim avizul de la CSM. Aici sunt, repet, direcții de evoluție, de posibile modificări privind legile justiției. Fiecare propunere dintre acestea, puține sunt de oportunitate, multe sunt de revenire la normalitate. Eu, sigur, repet, am deplină convingere în justeția soluțiilor propuse. Proiectul de lege va urma procedura pe care o știți, dar eu mi-am făcut datoria să o repet. Dumneavoastră veți primi proiectul de lege și veți decide.